Este anchetă de amploare în Suceava după ce doi jurnaliști și un activist de mediu au fost bătuți crunt. Au fost bătuți crunt aseară într-o pădure din Suceava. Au fost bătuți crunt de 20 de indivizi în timp ce filmau despre tăierile ilegale de lemn din Suceava. Ne-am trezit cu inginerul în frunte, care venea însoțit de încă vreo 15-20 de persoane, toți înarmați cu topoare și vociferând, vă omorâm, vă omorâm. Suceava, nordul sălbatic al României, un activist de mediu și doi colegi jurnaliști au fost la un pas să fie omorâți pentru că au deranjat mafia lemnului. Au fost atacați cu bâte și topoare de zeci de indivizi în timp ce încercau să-și facă meseria. N-am avut nicio secundă dialog. Au alergat pe noi și ne-au luat la bătaie. Eu la un moment dat chiar credeam că cei care m-au însoțit, jurnaliști și localnicul, au fost uciși. În vălmășeala aceea l-am observat pe unul din jurnaliști. M-a speriat când a venit spre noi, printre bătăuși, și a spus scuze și a spus: Tibi, dar noi cu ce am venit aici? Ce căutăm aici? Și am realizat că omul efectiv și-a pierdut controlul, a luat o raznă. Ce căutam aici? Eu nu mai știu, am plecat total. Da, eu nu mai știu ce s-a întâmplat aici. Am fost la INML și acolo mi-a spus: băiatul ăla trebuie să meargă la spital, că nu ne-am putut înțelege efectiv cu el. El a luat o raznă cu tot. Eu am stânsat de șoc. Unde stăm aici? Dorme. Da, sper că luat un pumn și nu știu cum s-a întâmplat. Da, dar acum am ajuns pe dealul ăsta, nu mai știu. Nu mai știu cum am ajuns aici. Nu mai știu cum am ajuns aici. Ce caut eu aici, frate? Eu nici nu mai știu cum am ajuns aici. Am fost efectiv umilit, pentru că am fost dezbrăcat și bătut în pielea goală. Deci, pe mine mă bătea inginerul de la dealul negru și tot îmi spunea: eu sunt Cătălin Florean, asta în timp ce ceilalți din jur se distrau filmând. Faci-i casă aici! Închide Por bagajul. Vezi că putem face mai mult. Știu. Toată discuția între noi și bătăile erau duse cu topoarele îndreptate spre mine, cu vârful spre mine. Deci ei stăteau cu toporul spre mine și numărau 4, 3, 2, 1, cumva la 0 dau cu toporul în mine. Unde-i Mihai? Unde-i Mihai? Nu știu, ne-au bătut cu topoare. În urmă cu câteva săptămâni, Tiberiu Boșutar a fost la un pas de moarte. 20 de indivizi l-au atacat în pădure în timp ce, împreună cu o echipă de jurnaliști, încerca să documenteze posibile tăieri ilegale. Tiberiu monitorizează pădurile din zona Bucovinei de ani buni, iar în 2019 a apărut într-o investigație Recorder despre metodele de furt din Moldovița, județul Suceava. De 3 ani de zile stau așa cu ochii în cameră și derulez 24 din 24, și încerc să identific absolut toate transporturile de lemn care iasă și intră în localitate. Acțiunile lui au stârnit furia celor implicați în tăierile de lemn din zonă, de la patronii firmelor de exploatare până la ingineri silvici și pădurari. Uite, sar la bătaie! Poliția, vină repede după noi! Uite ce-am pățit! Repede! Uite ce-am pățit! M-auzi? Uite ce-am pățit. Uitați-vă. Sună și la poliție, că vin cu noi, mi-o moară acum. Uite, fetița mea. Sună. Uite ce pățesc eu. Hoții de lemn ne-au făcut noi cu noi asta. Ne-au spart mașina toată. Uitați-vă. În live. După ultimul atac la adresa sa, când întreaga presă a preluat subiectul, autoritățile s-au simțit obligate să reacționeze. Garda forestieră Suceava a dispus un control de urgență la ocolul silvic unde s-a petrecut agresiunea. Garda forestieră susține însă că în zona respectivă nu sunt tăieri ilegale. Această concluzie a fost preluată și de autoritățile de la București.
Ministrul de Interne s-a arătat nedumerit cu privire la motivul agresiunii, subliniind că cei care exploatau masa lemnoasă o făceau legal. Ministrul Mediului a întărit și el această idee. Din primele informații pe care le avem, la fața locului nu s-au găsit atunci și nici după tăieri ilegale. Garda forestieră a revenit ulterior cu precizări, spunând că lucrurile erau în regulă doar în suprafețele de pădure din zona agresiunii și nu în protocolul pe care urma să-l controleze în întregime. Dar după o săptămână de controle, tot nu se descoperise nimic ilegal la dealul negru, așa că am hotărât să mergem pe teren pentru a înțelege de unde venea totuși furia atacatorilor. Pe noi ne-a tot rost întrebarea asta, ce aveau oamenii ăștia de ascuns în pădurea aceea și am vrea să mergem acolo. Mai curaj să mergi cu noi în pădure? Să știți că mă tem. Mă tem, dar dacă mă opresc aici, realizez că e în zadar tot efortul meu de până aici. Mergem, trebuie să știm adevărul. Agresiunea s-a petrecut într-o pădure din județul Suceava, administrată de ocolul silvic de alul negru, iar o parte dintre atacatori erau chiar silvicultori ai acestui ocol. La prima ora dimineții plecăm spre pădurile lor. Pentru a nu fi reperat, Tiberiu Boșutar stă ascuns într-o dubă fără geamuri laterale. De ce te temi? Ce se poate întâmpla? Ce vezi? Bă, dacă sunt ăștia liberi toți acasă, că dacă erau arestați, umblam fără grijă. Dacă sunt toți la lucru, nu se duce. Băi, oameni, deci ăștia m-au amenințat și mi-au spus, bă, îți dăm gloță, îl băgăm prin ureche, luneta, sunt plin de branconieri pe aici, vreau să știi, vezi nimeni ce te-a mușcat. Aici se putrezește, nu mai vin în pădure. Și pe lângă m-au spus, o să te batem, o să te omorâm, o să te tragem după mașină, o să pușcăm după tine. Și încet unele din amenințări au început să fie pus în practică, pentru că, na, am fost tot zilele trecute, acum 6 săptămâni, am fost chiar blocat, sequestrat, am fost asta. Suntem urmăriți îndeaproape de un Audi care nu are niciun interes să ne depășească, merge cu viteză mică și se ține după noi de vreo 10 minute. Oamenii sunt pe fază aici, sunt la pândă. Realizăm că situația ar putea deveni foarte periculoasă dacă am intrat singuri în pădure, așa că hotărâm să cerem sprijinul gărzii forestiere. Bună dimineața, domnule inspector șef. Vă sun pentru a vă solicita ajutorul în verificarea unor informații de natură silvică. Suntem în comuna Panaci, unde a avut loc agresiunea. Noi am zis să mergem singuri în pădure, dar devine foarte riscant pentru că suntem urmăriți din toate direcțiile. Am fost filați. După câteva ore, inspectorii gărzii forestiere ajung la locul pe care l-am indicat. Bună ziua! Alex Nedea de la Recorder. Bună ziua! Alex Nedea. Avem o serie de informații că la acest ocol s-ar petrece niște fapte ilegale în ceea ce privește administrarea fondului forestier. Am vrut să le verificăm în teren cu ajutorul dumneavoastră. Deci eu, cel puțin cu colegul de echipaj, să vă fac, deci eu fac controlul, ok, nu am... Dar nu a fost cineva care v-a putut îndoiala asta? Nu știu, s-au discutat în mediu, există discuții în mediu online, că nu toți de la gardă își fac treaba, cel puțin în punctul meu de vedere și a colegului, eu îmi fac treaba, restul nu vreau alte discuții. Inspectorii de la garda forestieră l-au chemat la fața locului și pe pădurarul care păzește parcela în care urma să intrăm. Este chiar unul dintre cei care, în urmă cu câteva săptămâni, participaseră la agresarea lui Tiberiu Boșutar și a jurnaliștilor care îl însoțeau. Nu o să mai avem incidente ca data trecută, nu? Nu ne-a nimeni la bătaie. Dumneavoastră ați fost de față, ați fost recunoscut de oameni că ați fost de față când s-a... Când... Nu știți, nu? Dacă ați fost... Bine, păi... Mergem la vale. Nu ne pare rău că s-a întâmplat, cred că și dumneavoastră vă pare rău, nu? Nu știți dacă vă pare rău? Nu am ce punct de vedere să vă opresc. Da, înțeleg. Bine, nu, doar era o curiozitate. Nu, sunt interpretabile. Bine, haideți să mergem acolo, da, să ne ocupăm de treabă. Sigur, da, să ne arătați unde. Bun. Coborâm către zonele unde avem informații că există nereguli.
Datele pe care le-am adunat înainte de a pleca pe teren conduceau către o suspiciune majoră, aceea că în pădurile ocolului Silvic Dealul Negru este aplicată o metodă de furt pe care am prezentat-o pe larg într-o altă investigație derulată tot în Bucovina. Metoda accidentalelor. Pe scurt, ocolul Silvic emite acte pentru tăierea arborilor uscați sau doborâți de vânt, iar în teren marchează pentru tăiere, în mod ilegal, arbori sănătoși și mult mai valoroși pe piața lemnului. După câteva sute de metri de mers prin pădure, găsim primele indicii că ocolul Silvic Dealul Negru are multe lucruri de ascuns, deși autoritățile nu găsiseră nicio problemă în ancheta făcută imediat după agresiune. În fața noastră se întinde un trup de pădure cu arbori rupți și uscați, deși, conform documentelor, în această parcelă s-au făcut recent tăieri de produse accidentale. Cum uscăturile au rămas la fața locului, nu poți să nu te întrebi ce s-a tăiat în locul lor. Dacă tot ați făcut marcare de accidentale, de ce e toată mizeria acolo? De ce nu o scoateți? Nu fac eu marcare, eu sunt asistent. Știu, dar de ce nu s-au marcat arborii aia să fie scoși? Care? Ăștia care sunt doborâți. Deci, conform normelor silvice, la accidentale se scot doborături de vânt. Avem aici doborături de vânt nemarcate. De ce? Unul dintre inspectorii gărzii forestiere care ne însoțesc confirmă neregulile. Se numesc produse accidentale astea de aici? Da, sunt produse accidentale și sunt vechi, alea trebuiau scoase din ceva în timp în urmă. Da, în scurt timp aveam să aflăm și răspunsul la cea mai importantă întrebare. Ia uite, fii atent, ce ascundeau băieții în pădure? Uită-te și tu cum arată arborele ăsta. Acum, da jos cu produse accidentale, auzi, produse accidentale. Aveam produse accidentale acolo. Și uitați ce au dat jos băieții. Ce au tăiat, ia. Uite-te aici. Asta e un molit clasa 1. Da? Este? Sau nu este domnul pădurar? Nu știți? Lăsați toate uscăturile în pădure și tăiați. Ăștia sunt arbori de viitor. Cum puteți să tăiați așa ceva și să lăsați toată mizeria aia din vale? Ce ziceți? Am tăiat eu ceva? Păi nu, dar ați participat la marcare aici. Am tăiat eu ceva, ați spus cum puteți să tăiați. Am tăiat eu ceva? Păi nu, dar ați participat la marcare. Păi nu, ați spus cum puteți să tăiați. Eu n-am tăiat nimic. Trebuie stabili. Acești arbori trebuia să producă sămânța și să garanteze continuitatea pădurii. Aceasta înseamnă silvicultură și management sustenabil. Ce se întâmplă aici a fost făcut fix invers, taman pe dos. Ceea ce înseamnă o distrugere a pădurii, a fondului forestier național. Spuneți-mi, este sau nu este o marcare de accidentale aici? Bun, și marcată de domnii de la ocolul Silvic Dealul Negru, care l-au bătut pe omul ăsta că venise să-i întrebe de sănătate. Zilele astea, milioane de români se întreabă, oare de ce m-au bătut pădurare, ce aveau de ascuns? Uitați aici, asta aveau de ascuns. Azi nu trebuie să mai vorbesc nimic, că vorbiți voi mai bine decât mine și vorbesc faptele de la fața lor. Deci este absolut revoltător ce se întâmplă aici și pur și simplu rămâi fără glas. Dar eu zic să nu vă terminați cu Virgil, că mai avem de mers. A, uite, dar toată pădurea asta. Așa. Tot ce da? E frumos și de viitor în această parcelă a fost marcat și tăiat. În aceeași parcelă găsim și arbori tăiați fără marcă, o altă ilegalitate flagrantă. Domnul pădurar, mi-a arătat și mie marca de pe cioata asta, vă rog. Nu vreți să mi-o arătați? Domnul la gală, păi ce, vă rușine să vă uitați măcar să vedeți dacă e? Păi sunteți gestionar aici, dumneavoastră nu știți dacă are sau nu marcă? De ce râdeți? Preferați să nu răspundeți? E dreptul dumneavoastră și vă-l respectăm. În urma neregulilor găsite în pădure, inspectorii de la Garda Forestieră ne asigură că vor continua ancheta. Procedăm în continuare, o să vină poliția de la orașul Broșteni, că mă firmă, o să aplicăm măsurile legale în continuare. Ce urmează să se întâmple aici? Procedurile se vor inventarea, să vădăm cu sodii și se vor aplica toate măsurile. Dar sunteți supărat sau de ce ziceți așa? Nu supărat, nu supărat, s-obosit. M-am forțat, s-obosit, nu supărat. Brusc și pădurarul se declară la capătul puterilor și e atât de afectat încât sună la ambulanță.
pe acolo. Nu e un problem? Nu am avut niciodată. Acum, când am plecat de sus. Când am plecat de sus acum. Eu ce-mi fac mai avut. Te duceam la spital? S-a luat ceva? Te-ai lovit? Nu m-am lovit. Am un... aici, în zona asta. Ce doare aici? Chiar nu știu, sub coastă aici. Ridicatul. A doua zi, Garda Forestieră Suceava avea să anunțe că la sesizarea Recorder a descoperit mai multe infracțiuni grave, după ce, în urmă cu o săptămână, anunțase că nu a identificat ilegalități. Totodată, a anunțat deschiderea unui dosar penal și demararea unor controle ample pe întreaga suprafață de pădure a ocolului silvic de Alul Negru. Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava ar trebui să verifice inclusiv firma deținută de fiul unui coleg de-al lor, care exploatează accidentale în pădurile acestui ocol. Cert este că vor avea multă bătaie de cap, întrucât în ocolul dealul negru, metoda accidentalelor este aplicată la o scară nemai întâlnită. De exemplu, la ocolul silvic vecin, procentul accidentalelor este sub 5%, asta în timp ce la ocolul silvic de Alul Negru, peste 50% din lemne trecut la categorie accidentale. Căutăm o explicație chiar la inginerul silvic care a făcut marcarea de accidentale în pădurea unde am găsit nereguli. Aveți 56% din totalul masei lemnoase provine din tăieri accidentale. De ce procentul ăsta atât de mare? E posibil așa să fie produsele, deci nu... Păi, stați puțin. La ocolul de lângă dumneavoastră avem produse accidentale 2-3%, dumneavoastră aveți 56%, sunteți vecini. Care e diferența? Poate iau amenajamente cu posibilități pe toate suprafețele. Păi și ce, arbore cade din picioare că n-are document, n-are amenajament, de asta cade arborele din picioare? Nu din cauza asta. Păi și... Asta nu pot să vă spun, că nu lucrez la fond forestier. Noi avem o planificare, fiecare venim într-un sector, într-un canton, pe o zonă. Se fac acte pentru arbori uscați și bolnavi și se taie sănătos aici la dumneavoastră? Nu, eu zic că nu. Dar cine zice că da, dacă dumneavoastră... Deci dumneavoastră, dacă spuneți lucrul ăsta, am și eu dreptul să mă apăr, nu? Eu consider că dacă am pus ciocanul pe un arbore care spuneți că e verde, probabil am avut niște motive, am văzut ceva defecte atunci. Pe ce defecte? Că noi n-a văzut nimeni dintre toți specialiștii aceștia silvici și nimeni n-a văzut un defect. Dacă așa îi asum răspunderea pentru asta. Și atâta tot? Deci... Și arborele cine îl pune la loc? Într-un final, inginerul Dănuț Pinte admite că mai încalcă legea atunci când proprietarii de păduri o cer. Am fost personal aici și vă spun și de ce. Pentru că proprietarul a fost silvicultor. Și am venit cu el pentru că, din respect, e în pensie și am zis hai că mergem împreună. Și? Și ați marcat acolo? Eu am fost personal. Cu proprietarul? Da, și el a fost cu mine. Păi și că proprietarul și-a ales ce vrea să taie, nu? Sau cum? Păi, nu chiar. Numai presiuni fac, toți. Proprietare? Sigur că fac presiuni. Dăm ăla, dăm și ăla, și ăla. Și dumneavoastră ce dați sau nu? Cum să zic? Acum că dacă ai un grup de uscături și ei trei pe margine, e posibil. Să cedați? Mai cedez. Dar vă rog eu să nu mai cedați. La presiunile proprietarilor. Nu, dumneavoastră trebuie să apărați pădurea, sunteți silvicultor, nu? Sau nu mă înșel? Da, dar nu neapărat că cedez, nu știu cum să vă explic, ca un șantaj sau ceva. E așa de multe ori ca o rugăminte de a beneficia și ei de ceva, nu-i un șantaj. Și dumneavoastră beneficiați de pe urma acestei rugăminți? Absolut deloc. Nu, cu munca. O faceți din... plăcere nu, să marcați arbă sănătoși? Nu din plăcere, deci nu e o plăcere să... Eu n-aș veni deloc la marcat. Păi, bun, dar de ce cedați dacă nu aveți niciun beneficiu de pe urma acestei presiuni? Nu știu, pot fi situații să zici că poate ți-e prieten, ți-i cunoscut, te cunoști cu el și... Îi mai dai trei molis sănătoși? Nu neapărat, că vine și te roagă, uite, vreau să-mi fac la casă ceva sau... Inginerul silvic vorbește despre presiunile proprietarilor pentru că ocolul silvic de Alul Negru nu este un ocol de stat, ci unul privat. O treime din pădurile României sunt deținute de privați, restul rămânând în proprietatea statului sau a primăriilor. Atât în pădurile administrate de ocoalele private, cât și în cele ale statului, se aplică aceleași legi silvice pentru că pădurea, indiferent de forma de proprietate, este bun public național.
Niciun proprietar de pădure nu are dreptul să taie după bunul plac, ci doar să exploateze lemnul în condițiile legii. Astfel, proprietarii nu dețin de fapt pădurea cu tot ce înseamnă ea, ci dețin doar o cantitate de lemn ce poate fi extrasă fără să destructureze codrul. Așadar, persoanele private nu pot invoca dreptul de proprietate atunci când taie arbori sănătoși în locul celor uscați, pentru că asta înseamnă să fure dintr-un bun al tuturor. Acest lucru este știut și de proprietari și de silvicultori, iar omul care deține pădurea în care am descoperit ilegalitățile este și proprietar și fost silvicultor. Dar dumneata și vrei, domnule, la mine, ești reprezentat, filmezi ce faci asta, n-am treabă cu dumneata. Ce vrei, ce întrebări să-mi pui dumneata? Vreau să întreb ce se întâmplă la acest ocol. Dar să-mi pui întrebări, nu-ți permis să-mi pui întrebări. Nu-mi permiteți? Bine, nu vă mai pun atunci. Nu, foarte bine, nu mai pun. Și dacă silvicultor, de acum am fost, de acum e gata. Eu am făcut, am pățit 43 de ani în pădure. Și am făcut și lucrări și am păduri care se exploatează. Poate mai mult înseamnă că știți exact ce și cum trebuie marcat, când, hai, cum trebuie scos. Hai, domnule, acolo și stai liniștit. Nu spui bine, nu faci teorie și îmi explici mie ce-s accidentale, ce-s igienă. Păi și trebuie să știți, nu? Și ce vrei? Vreau să știți ce asta e pădurea. Ce vrei să învăț, stau plătește. Domnule, cine ți-o da voie să mă filmezi? Suntem pe drum. Suntem pe drum, suntem pe drum public, da? Suntem pe drum. Nu, dar ce, dar ce să mă filmez dacă eu nu-i dau voie? Așa cum toată lumea a intuit în urma incidentului în care au fost implicați Tiberiu Boșutar și jurnaliștii Mihai Dragolea și Radu Mocanu, agresivitatea celor implicați în această poveste ascunde nereguli grave și un fenomen pe care statul român l-a scăpat de sub control. Este al treilea material în care Recorder arată cum se fură din pădurile României folosind metoda accidentalelor. Toată lumea s-a săturat de promisiunea unor viitoare anchete, însă adevărul este că stoparea acestui fenomen nu se poate face decât prin luarea unor măsuri imediate în sistemul silvic.